Capricile iubirii. Părinții Andradei aveau propria lor părere aseară în platoul emisiunii despre triunghiul amoros Albert, Antonia și Andrada. Deci este o chestie de grădiniță. Deci eu îi recomand lui Andrada să stea departe de persoana asta. Chiar dacă îi place Albert, să lupte asta, pentru el. Nu, stați puțin. Eu asta cred că... Nu cred că trebuie să intrăm în polemici. Nu cred că trebuie lăsați tinerii să-și vadă de treburile lor. Și, într-adevăr, dacă aveți sfaturi să dați, să-i dați Andradei. Că, până la urmă, aveți interes ca Andrada să fie bine și să discutați cu ea. Eu n-am venit pentru treaba asta. Invitația mea a fost de la dumneavoastră de săptămâna trecută. Și am respectat-o pentru că... Pentru copilul meu fac orice. Este strict problema lor. Poate să iei și de cap, ca la grădiniță. Andrada, dacă se simte bine aici, poate să-și facă misiunea ei și programul ei care vrea. Din partea mea este liberă să facă ce vrea. Cum mă simt eu. Uite, eu am discutat cu el foarte frumos. E un băiat foarte de treabă. Noi nu ne-am pus în nicio postură urâtă. Pur și simplu, tot cum vorbea noastră, a venit de la sine. S-a interpretat într-un mod greșit, nu din punctul meu de vedere. Și pur și simplu, faptul că s-a creat un trio, care pentru mine nu există, pentru că momentan nu te-ai declarat nicio cunoaștere sau te-ai declarat. Păi și eu n-am declarat nimic, n-am declarat exact. Că îmi place de cineva, anume n-am spus nici măcar un top din care Știi unde ai partea ta de greșeală ca spectator de acasă? În momentul când Andrada te-a invitat la dans, tu nu ți-ai asumat ca un bărbat responsabil. Da, am venit aici... Păi mi-am asumat și am dansat cu ea. Nu, scuze-mă, te rog frumos să mă înțelegi. Acum suntem toți prieteni. Te rog frumos să mă înțelegi. Deci n-ai spus, da, Andrada, te vreau pe tine să te cunosc, nu să ne căsătorim, te vreau să te cunosc. Mai, să Antonia, te vreau pe tine. Tu ești ăla fericit că ești băiat frumos și plăcut, dar în interior mai e de văzut. În pauza publicitară, părinții aveau câteva sfaturi pentru Andrada. Stai liniștită că e bine. Totul e bine. Ce se întâmplă cu fata asta pe capul tău? Știu. Nu te mai încerca. Știu. Dar nu mai răspuns, dar nu mai vorbești cu ea. Deci tu nu mai vorbești cu ea. Era fata care nu te încerca, e mine. Și saci. De ce ai dat hainele tale, dacă ți-am spus nu? Pentru că ne-am pământ în data și eu am luat. Să nu mai ieși, să nu dai. Am luat de magamă, pentru că așa e aici, cu fetele. Apa, nu. Nu ai voie să îmbrăci hainele. De ce ai făcut contra ce ți-am spus eu? Înțeleg. Așa. Și e totul bine momentan. Nu mai bagi în seamă, nu mai vorbești cu el, nu rezonezi nimic cu el. Ai înțeles? I-am înțeles tot. Nu te mai apropii de el. I-am înțeles tot. Dar la distanță, când el stă într-o parte, și masa? Și masa s-a luat de tine? Nu, alții. Ești tot care ești, tu ești sinceră, nu mai vorbești cu ea, nu, Liviu, nu e așa de bun că umblă după mare, așteaptă băieți să băieți. Da. Comportă-te frumos cu Liviu. Dar eu mă comportă foarte frumos. Te comporți cu toți, dar nu, mai vin băieți, te cunoaște toată lumea, tu ești ce frumoasă, tu, eu spus că e mai frumos decât tine. Ai ocazia cu Liviu să ajungem tu. Vrea pe mama la 27 de ani, tu ai avut relații, tu n-ai avut, dar vrea pe mama. Să știi că chiar sunt mame excelente de bune. Doamna Daniela e... Da, am văzut. Cristian, zici că e frate meu? Păi că frate, în continuare. Deci... O iei pe doamna Daniela la distribuire. Vezi că ți-a zis și ăsta care a venit ultimul, băiatul ăsta? Cristian. Vezi că e un băiat bun. O zis Leonard. Auzi, nu fii disperată, că tu n-ai venit nici să crezi, nici nevoie de bani nu ai. Și ferește-te de depresia asta, dar ce-ai căzut tu așa în capcană? Eu am înțeles totul și cred că și voi ați înțeles orice. Dacă vezi că se ia de tine... Deci e acasă. Nu se ia de mine, pentru că nu au voie. Producția e 24 din 24 cu ochii pe noi. Andrada făcea un prim gest către Antonia pentru a lămuri întreaga poveste. Hai să vorbim, că nu e ok. Hai să vorbim noi două. Ce să vorbim, hai fata, să vorbim. Cum o simt? Știu că... Tu știi cât de urât se uita mama ta la mine, se întorcea și se uita urât la mine. O să-ți explic eu. Nu ți-am făcut nimic. O să-ți explic eu de ce se uita mama așa. Nu ți-am făcut nimic în pana mea să merită și ceva. M-a și jignit în primele 3 minute. Cu ce te-a jignit? Zici că eu am 45 de ani și el are 17. Asta te-ai simțit tu prost, dar nu că ți-a... Noi chiar avem o chimie reală și acum nu mai avem nimic, înțelegi? Omul a zis că efectiv nu vrea să mai vorbească nici cu mine, nici cu tine.
s-a dus totul pe... Așa a vrut el de la început. Adică dacă el a luat decizia momentan să continue să vorbească cu oricine, că el nu a spus gata de mâine, eu nu mai vorbesc cu Antonia, vorbește mâine și cu tine, poți să te duci să vorbești cu el. Și cu mine a vorbit și după aia. Nu e supărat, nu are absolut nimic. Pur și simplu a spus că încă vrea să cunoască materialul care s-a dat după aia la cap. Ce s-a dat conversația dintre el și Maria? Toți când am fost întrebați... Cine mă potrivesc? Și am spus și după treaba asta că există probabilitatea să nu mă potrivesc cu niciuna din cele rămase în momentul de față. Da? Și nu cred că e ceva greșit. Tu așa în sinea ta ești pregătit de o relație? Nu știu. În momentul de față ți-am zis. Nu știu dacă sunt. De ce nu poți să stai un pic să gândești rațional? Te-ai dus tot dincolo. Te-ai mutat pentru ce? Pare o ipostază tot imatură. Nu e imatur, nu mai răstau în camera asta, e un vibe nașpa. Nu e niciun vibe. Nu mai simt bine aici. Te-am făcut la niște foi de nașpa. Te simți tu nașpa fără motiv. Trebuie să ai un pic de încredere în tine. Trebuie să ai de vorbit cu el chestia asta. Nu ți-am făcut nimic. Nu era... Nu ridica tonul. Nu știu. Aici ai de ce să stai, nu poți să stai să te muți fără motiv. Se poate rezolva orice dacă vorbim. Și faptul că te-ai luat și ai plecat și n-ai mai fost chemată nu e ok, pentru că e a doua oară care faci chestia asta. Crezi că dacă mai faci o dată chestia asta, ei închid ochii? Nu știu, am fost... Albert nu a dat cu piciorul absolut nimica, pentru că nu a fost absolut nimica. Ba, a zis că și-a dat el seama că nu se potrivește cu amândouă. Dacă nu era conflictul ăsta cu tine, n-ar fi zis așa ceva. Înțelegi? A zis pentru că a simțit, nu pentru că a fost obligat de cineva. Da. Păi normal că a simțit că nu mai suportă chestia asta. Păi nu înțeleg nu de ce am fost trasă în chestia asta, frate. Că eram eu cu el, gen, încercam să fie ceva și acum... Așa lucrurile s-au întâmplat. Nu înseamnă că peste două săptămâni tu nu o să începi iară să vorbești cu el sau el peste o săptămână nu intră o cunoaștere cu cineva. Capricile iubirii. Mă bucur tare mult că măcar aseară ați încercat să discutați una cu cealaltă. Sau, mă rog, tu, Andrada, ai încercat să te duci și să vorbești cu Antonia. Cum ți s-au părut sfaturile părinților pentru ea? Ți se pare că părinții ei te consideră principala adversară sau vinovată pentru situația asta? Părerea ei consideră ce cred ei. Nu vreau să-mi dau părerea despre așa ceva. Ideea este că voi v-ați comportat la petrecere ca fiind niște rivale. Adică, practic, niciuna n-ați făcut nimic, dar totuși ați făcut ceva. Acum, hai să lăsăm ce se vede, că faptul că nu am înjurat, nu am jignit, nu am făcut ceva anume, dar știm cu toții că noi femeile avem și alte arme să arătăm că este al nostru sau că am pus noi gheara pe ei. Pentru că amândouă ați făcut lucrul ăsta. Îl puneați în mijlocul ringului de dans să vadă și cealaltă. Și așa mai departe. Adică nu trebuie să spui ceva sau să înjuri sau să jicnești ca să se simtă rivalitatea. Eu cred că toată lumea a simțit. Greșesc? Nu știu, Maria, uite. Ai văzut și tu imaginile. Nu știu neapărat dacă a fost o rivalitate, dar în momentul în care una dansa cu el, parcă încerca să nu mai plece. Încerca să-l țină cât mai mult lângă ea. Doamna, eu așa am văzut. E normal că fiecare în parte și-a dorit să obțină. Nu, dar eu așa am văzut lucrurile din exterior și le-am și spus fetelor. Uite, doamna Floare. Dar tu cum de-ai remarcat și cum de le-ai spus fetelor? Pentru că toată lumea a remarcat ce a făcut toată lumea. Mi se zbate un ochi. Albert, nu mai ai un frate geamă, nu? Deci nu există clonă pentru tine, nu? Nu a fost cu chiar tripleți ne-ar trebui. Da. Ok. Fetelor, nu uitați că voi vreți, ați venit aici, da, ca să găsiți persoana potrivită, cu care poate să vă petreceți restul vieții împreună, dacă asta vă doreți. Fiecare își dorește ce vrea până la urmă. Dar ăsta este scopul emisiunii, ca să vă găsiți perechea potrivită. Ori, n-aveți cum să vă găsiți perechea potrivită dacă vă comportați imatur. Trebuie un pic să accesați zona aia de maturitate și de echilibru. Da, da, Antonia, vrei să spui ceva? Ce am realizat după aceste două săptămâni este că și eu și Andrada suntem două femei inteligente, frumoase și mi se pare că s-a exagerat foarte mult și cumva
Cine s-a exagerat? Toată situația asta... Cine? Cine s-a exagerat? Cine? Toată situația asta a escaladat mult prea mult și consider că... Cine? Cine a făcut asta? Nu merita validarea asta din partea amândurora, punct. Dar nu, Antonia, cine a făcut treaba asta? Stați un pic, doamnelor. Antonia, cine a făcut chestia asta? Eu mă simt penibil. Nu cred că am făcut eu, că nu eu am făcut gesturi față de... Albert, sau Andreea, sau... Că și ea a făcut greșeli. Sunt oameni cărora le este greu să recunoască că au făcut greșeli. Până la urmă, important este, Antonia, să simți tu. Da? Dacă tu nu vrei să recunoști în fața întregii națiuni că tu ai făcut o greșeală, e ok, nu trebuie să o faci. Dar gândește-te tu pentru tine. Băi, am greșit. Cum aș fi putut să acționez altfel, astfel încât lucrurile să nu fie ajuns în punctul ăsta? Și am o întrebare, că tot eram la Maria. Am observat în materialul anterior faptul că în momentul în care Albert a spus că nu e hotărât, adică că s-a hotărât și că nu se îndreaptă spre niciuna dintre fete, ai aplaudat frenetic. Nu mi se pare că am aplaudat frenetic, am aplaudat pentru că s-a aplaudat în sală și, într-adevăr, creându-se în toate aceste zile că Albert nu e hotărât, că nu știe ce să facă și toată lumea îi punea întrebări și îi spune, te-ai hotărât, dă-ne un răspuns concret și așa mai departe. În momentul în care el a spus exact ce vrea să facă, într-adevăr, sau practic s-au limpezit apele. Și... Ai văzut luminița de la capătul tunelului? Nimic personal, a fost o chestie... A fost o explozie generală de bucurie. Exact. Nu, Maria, nu, eu nu zic nimic, stai! Am vrut eu să spun cuvintele la mine în această seară, dar... Dar s-a simțit și la voi tensiunea în casă după toată povestea asta? Da, bineînțeles că s-a simțit. Bun, vreau să... mă rog, o să mai discutăm despre treaba asta, da? Vom mai discuta, ne întoarcem asupra subiectului. Aș vrea însă să punctez ceva. Părinții tăi ți-au spus că poate ar fi bine să te uiți la Cristi. Cristi este băiat bun. Supărat ce simte inima, nu ce vor alții. E adevărat, dar știi, e posibil ca la un moment dat inima ta să nu se coreleze cu ochii și să-ți îndrepte privirea unde trebuie, știi? Și e bine așa un impuls să spună cineva, bă, da, pe băiatul ăla l-ai văzut? Impulsul e bun. Aha. Dar atâta timp cât inima simte, mai bine faci ce simte inima. Ia zi, Cristi, tu? Ce? Tu ai zis că-ți place. Da, e o fată minunată. Este. Ce să zic? Stop la toată chestia asta o poate spune doar el. El trebuie să... Păi el a zis că nu mai! Tu unde ai fost? Nu, era vorba de tine. Părinții Andradei au spus ar fi... Cristi ar fi o partidă bună. Da. Ce să zic, vă mulțumesc frumos. Doamne, ajută la toată lumea, nu pe principiul ăla să fie primit. S-a reușit acum. Da. Bine, măcar ai la ce să te gândești. Da. Bine, dragilor, hai